Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Invitata din această seară a emisiunii este Maia Sandu, președinta Partidului Acțiune și Solidaritate. Bună seara, doamna Sandu! Bine ați venit la Cutia Neagră! Bună seara! Bine v-am găsit! Eu am să încep cu o senzație pe care o trăiesc deja de 2 luni de zile și cred că nu doar eu, dar și telespectatorii noștri și foarte multă lume în Republica Moldova. De 2 luni de zile noi tot discutăm despre faptul că acest guvern este rău, care este, că situația în Republica Moldova a degradat foarte mult, e nevoie de o schimbare, e nevoie de o resetare, e nevoie de demiterea acestui guvern Chicu, investirea unui guvern nou, de salvare națională sau oricum s-o fi numit el. Lucrurile însă nu s-au schimbat deloc, iată, în aceste 2 luni de zile noi am rămas exact în punctul mort din care am pornit. Și acum foarte multă lume, de altfel și în comentariile la anunțul acestei emisiuni și la alte emisiuni anterioare, ne întreabă, dar oare este capabilă opoziția parlamentară, opoziția moldovenească să ofere o soluție reală de ieșire din această situație, să schimbe actuala situație complicată? Noi de 2 luni discutăm nu doar de incapacitatea guvernului și de faptul că guvernul trebuie demis, discutăm și despre faptul că acest parlament nu reprezintă cetățenii și nu este funcțional într-un fel, pentru că nu pot fi găsite soluții cât de cât bune pentru oameni. Deci da. De aici trebuie să pornim. Guvernul este doar o consecință a parlamentului care arată așa cum arată, care a fost ales după regulile lui Plahotniuc și noi în continuare suportăm consecințele acelor alegeri care n-au fost nici libere, nici corecte. Cu Parlamentul e clar, nu avem ce face anul ăsta. Corect. Și opoziția veritabilă în Parlament are 26 de voturi și e foarte, foarte greu să găsim o soluție reală pentru această situație. Noi am optat pentru, sau am sperat că alegerile parlamentare anticipate se pot întâmpla mai devreme. A venit explicația, clarificarea Curții Constituționale care spune că alegerile parlamentare pot avea loc doar în anul 2021 și atunci suntem nevoiți în acest context extrem de nociv din Parlamentul Republicii Moldova și cu toții am văzut ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în continuare în Parlament. Încercăm să găsim o soluție. Nu am găsit încă o soluție potrivită pentru că nu am găsit voturi în primul rând ca să demitem acest guvern și în al doilea rând ca să numim un guvern mai potrivit. Ce ar însemna o soluție potrivită? Ce ar însemna o soluție potrivită? Toată lumea discută în aceste zile despre faptul că s-a înaintat o moțiune și trebuie să o semnăm. E foarte ușor pentru noi să semnăm această moțiune. Noi ne dorim să dăm jos acest guvern păcătos. Toată lumea are toate motivele de ce acest guvern trebuie să fie demis. Doar că trebuie să avem voturi nu doar pentru a depune moțiunea, trebuie să avem voturi și pentru ca să demitem guvernul. Altfel, riscăm să îi permitem acestui guvern de nimic să mai facă un spectacol, așa cum s-a întâmplat spectacolul atunci când s-a încercat demisia ministrei sănătății. Și ministra sănătății trebuia demisă. Ea merită să fie demisă. Și asta a considerat și mulți deputați de reprezentanți ai puterii. Exact. Tot deci cred că nu este bună. Asta și nu este cel mai grav lucru, pentru că și reprezentanții puterii o consideră incapabilă să îmbunătățească cât de puțin situația. Și atunci de ce posibil? Femeia vine și ne spune că ea o să se țină de fotoliu până în pânzele albe, cu orice preț o să rămână în funcție, prețul plătindu-l noi. Medicii care se îmbolnăvesc, oamenii care se îmbolnăvesc, economia care se răstogolește într-o criză tot mai mare. Și asta chiar a fost lipsă totală de responsabilitate din partea celor din guvern. Dacă nu au vrut să o demită opoziția, atunci ar trebui să o demită ei, să o înlocuiască ei și nu să vorbească la televizor despre merite. Dacă tot ați pomenit de această moțiune simplă dezbătută joia trecută în Parlament. Joia trecută la emisiunea Cutia Neagră discutam cu reprezentanții partidelor și ziceam ceea ce ne-a mirat pe noi este nu faptul că puterea, evident, a votat ca să nu fie demisă această ministră, dar opoziția a fost foarte slab pregătită pentru această moțiune. Unele excepții este adevărat. Și măcar n-a fost colegul meu, colegul meu, Dan Perciun, a avut un discurs foarte bun. O să insist pe asta.
pe alte elemente, pe alte dimensiuni, acolo e adevărat că trebuia să se prezinte mai bine opoziția. Acum, indiferent cum s-ar fi prezentat opoziția, dacă nu s-au găsit voturi, dacă nu s-au găsit oameni responsabili, s-a căutat și se caută și astăzi. Se caută voturile pentru demisia guvernului. Cum pentru se că caută? Pentru demiterea guvernului cred că nu este nevoie foarte mult să cauți. Mie mi se pare că dacă se pune săptămâna viitoare la vot demisia guvernului, se găsesc voturi pentru asta. Ce, cum aveți în vedere să găsesc voturi? Unde se găsesc aceste voturi? Credeți că nu pot să facă reprezentanții opoziției, anumiți reprezentanții opoziției, posibil să se identifice? Eu nu știu la ce vă referiți. Dacă dumneavoastră vă referiți la tranziția de deputați, da, astea nu sunt soluții pentru noi. Deci astea nu sunt lucruri pe care o opoziție sănătoasă trebuie să le facă. Și noi nu căutăm asemenea soluții. Dar contează cu cine demiți? Noi considerăm. Contează, în primul rând, cu cine o să numim următorul asta guvern. Asta e altceva, da. Și, da, chiar și la demisie, deci noi nu putem să încurajăm lucrurile care s-au întâmplat până acum în Parlament. Deci ceea ce considerăm noi că trebuie să se întâmple este să se discute cu Partidul Democrat, pentru că ei sunt cei care ar putea să ofere la modul, deci, practic voturi pentru demisia guvernului. Vorbim despre soluții sănătoase. Care relativ, este această... relativ sănătoase. Relativ pentru că sănătoase. Într-un parlament bolnav, și acest parlament este foarte bolnav, nu poți să găsești soluții sănătoase. Așa cum am discutat mai devreme, nu putem schimba parlamentul în curând și respectiv trebuie să încercăm să facem ce putem. Deci, după noi, voturile pentru demisia guvernului pot fi găsite doar la Partidul Democrat. Nu mai sunt alte fracțiuni politice unde putem să găsim aceste voturi. Că Partidul Socialiștilor nu o să voteze împotriva pentru demisia, scuzați-mă, a guvernului Dodon, care a fost pus acolo să-l servească pe Igor Dodon. Cu toate că eu cred că și ei sunt deja sătui până în gât de acest guvern, pentru că el este incompetent și are o politică incoerentă. Senzația este că mai mult voi, opoziția, nu vă doriți ca Partidul Socialiștilor să voteze pentru demiterea și investirea în alt guvern decât ei. Pentru că la un moment, Igor Dodon, e adevărat că pre gura lui vorbește Partidul Socialiștilor, au îndemnat partidele PAS și Platforma DA, veniți să discutăm pentru o nouă coaliție, un nou guvern, o nouă majoritate parlamentară. Igor Dodon a ajuns până la sechestrarea deputaților, i-a bătut și i-a adus înapoi ca să-și păstreze majoritatea și să-și păstreze guvernul. Așa că Igor Dodon una spune la televizor, dar alta face în realitate. Așa că să... Mă rog, nu știm până la urmă ce vrea el să facă. Evident că lui îi este greu să ducă mai departe responsabilitatea administrării țării, pentru că ei nu știu cum să administreze, pentru că guvernul lui este unul foarte slab și, pe de o parte, el ar vrea să scape de administrarea țării, de responsabilitate. Pe de altă parte, evident că singura lui posibilitate să rămână mai departe în calitate de președinte este să fraudeze alegerile. Și ca să fraudeze alegerile are mare nevoie de un guvern care îi este subordonat. Așa că e greu de înțeles. Bun. Și dumneavoastră, mai tocmai că nu aveți interesul, în primul rând, să rămână acest guvern, doi, să fie fraudate aceste alegeri. Bineînțeles. Ce faceți ca aceste lucruri să nu se întâmple? Ca să nu se întâmple aceste lucruri, noi trebuie să schimbăm guvernul și trebuie să-l demitem și să fim capabili să numim un guvern care să facă treabă și, doi, care să nu fie supus Igor Dodon. În acest sens, în ultimele două luni de zile s-a făcut? În acest sens s-a discutat cu cine s-a putut de discutat. Cine? Am zis, pornind de la realitățile din Parlament, singurul partid care poate să ofere voturile care nu sunt suficiente este Partidul Democrat. Și tocmai ai spus, ele nu sunt suficiente. Deci, oricât de mult ne-am învârti căutând aceste, făcând matematică, PAS, Platforma DA și PD nu e suficient. Este adevărat. Este adevărat. E nevoie de un număr încă destul de mare de voturi, corect, aproape cât are fracțiunea Platformei DA, cam atâtea încă, pentru a alege un nou guvern. Da, corect. Și aceste voturi le puteți găsi? În Parlament. Unde? În forțe politice sau în partide politice care nu e clar ce interese au și până la urmă ce vor cere de la un eventual guvern. Dar până să ajungem la numirea unui alt guvern, chiar pentru demiterea actualului guvern,
e nevoie de voturi suplimentare, pentru că toată lumea pune presiune, sau o parte dintre oameni pun presiune pe PAS. PAS a declarat foarte clar și de mult și de multe ori. Cele 15 mandate pe care le avem, astăzi le dăm pentru demisia guvernului. Deci, categoric votăm pentru demisia guvernului. Dar de la faptul că se pune presiune pe noi, cele 15 mandate nu se transformă în 30, din păcate. Deci, trebuie să căutăm voturile care ne lipsesc la PD. Bun, deocamdată și ce... aici trebuie să se discute. Din câte înțeleg eu, săptămâna aceasta urma să mai... a mai fost o tentativă de a discuta împreună cu PD, care a eșuat. Cine respectiv, a avut tentativa? Deci a fost o tentativă între forțele, între, da, blocul acum și, și Partidul deci Democrat, și această întâlnire nu s-a platforma, mai întâmplat. Platforma, da, și Partidul Democrat. PAS urma să participe la aceste discuții. PAS a fost invitată la un moment, PAS a fost invitat, deci fracțiunea a fost invitată la un moment la aceste discuții, dar înțeleg că a ieșuat. Deci aici ar trebui să se pună presiunea publică, pentru că cumva lucrurile nu sunt prezentate foarte corect. Bun. Deputații dacă... democrați pot să spună altfel și înțeleg că asta, de fapt, este mesajul pe care îl transmit ei celor din platforma DA. Băieți, duceți-vă și vă clarificați în ograda voastră că voi deocamdată nu aveți, clar, nu aveți nici voturile PAS. Cum nu avem? PAS spune că se duce sâmbătă abia să discute cu Consiliul Politic să iau decizie acolo. PAS ia o decizie, deci PAS votează în momentul în care există 51 de voturi. Și atunci de ce e nevoie de Consiliul Politic? Dacă nu sunt 51 de voturi. Dar discutăm dacă nu sunt 51 de voturi și astăzi nu sunt 51 de voturi. Dacă ce? Partidul Democrat nu își dă acordul și pentru moment Partidul Democrat spune nu, nu votează demisia guvernului, are motivele sale. Deci în momentul în care nu sunt 51 de voturi, să mergem să semnăm moțiunea doar pentru ca să vină guvernul și să-și organizeze un spectacol în Parlament, așa cum a organizat la moțiunea pe ministra sănătății, care nu s-a terminat cu nimic, și după aia iese Igor Dodon și o face pe învingătorul după o asemenea moțiune. Deci aici e de discutat dacă facem lucrul ăsta sau nu facem lucrul ăsta. Nu înțelegem dacă că sunt, nu e capabilă opoziția sunt, să voteze. Nu sunt suficient oameni. De ce ne spuneți convingem asta? Nu spuneți corect. Și cumva inducem oamenii în eroare. Deci în momentul în care ar fi 51 de voturi, e până seară semnăm această moțiune. Urmează să vă convingeți că păi sunt. Trebuie să avem un angajament din partea scris. Cel puțin, nu, măcar prin vorbe, din partea Partidului Democrat. Da? Nu, deci oamenii închise spună... sau public. Deci dumneavoastră, în ce condiții l-ați crede pe Dumitru Deacov sau pe Pavel Filip că vă spune adevăr? Bună întrebare. Da, cel puțin dacă ar spune măcar fără public la început. Până când nici într-o formă nu a fost exprimată disponibilitatea de a examina demisia guvernului. Deci asta este problema. Nu este nicio neclaritate în blocul acum. Toată lumea vrea să demită guvernul și noi am spus asta din prima și nu înțeleg de ce încercăm să prezentăm lucrurile altfel decât sunt. Tocmai așa este prezentată situația. Noi spunem despre faptul că dacă mergem să facem moțiune, facem. Finalitatea este cea care am văzut o săptămână în aceste zile în raport cu ministra sănătății și după aia, deci ce vrem să facem? Să-i oferim lui Igor Dodon motiv de un alt spectacol și să mai dea niște ordine la ministrii lui doar pentru că nu au fost picați, că nu au ajuns voturi? Sau încercăm totuși să mai discutăm și poate reușim să convingem? Știți care este diferența? Noi poate mai puțin ne gândim la Igor Dodon, la alte personaje politice. Noi încercăm să înțelegem, dar cetățenii Republicii Moldova, ei, viața lor, se poate schimba un pic, cel puțin după o astfel de decizie de a demite acest dacă guvern? Dacă nu sunt 51 de voturi, nu se poate schimba nimic. Nu poate fi responsabilizat un guvern în demisie? Păi, ca să-l ducem în demisie, avem nevoie de 51 de voturi. Sunteți de acord cu asta? De acord. Și dacă nu avem 51 de voturi, ce putem schimba? Doar pentru că îi chemăm o dată la Parlament și ne convingem acolo că avem 49 de voturi sau câte avem și cu asta s-a terminat povestea, cum responsabilizăm noi guvernul printr-un asemenea exercițiu? Dacă pornim exercițiul ăsta și noi l-am pornit, trebuie să facem totul ce putem ca să găsim aceste 51 de voturi. Eu încerc să înțeleg, dar
platforma, da, când lansează o astfel de inițiativă, ea merge mai departe, pentru că propune și un alt guvern, drept că oarecum pisica în sac, că noi nu știm ce presupune acel guvern, dar să zicem, ajungem la etapa a doua. Dar prima etapă este moțiunea. Și în momentul în care vin cu această idee, ei nu au asigurat că vor exista 51 de voturi? Asta nu, sunt. Că ei... nu sunt 51 de voturi. Dacă ar fi, până seara am semnat moțiunea și mâine am cere să fie pusă pe agenda. Astăzi nu sunt 51 de voturi. Ca Bun. Să fie foarte clar. Ne pare rău că nu le avem noi pe toate, că le-am oferit, dar nu le avem pe toate, din păcate. Cu asta oarecum este clar. Sperăm că este clar pentru toată lumea, pentru eu am să mai am întrebări. Eu am să mai am întrebări, am să mai am întrebări legate de ce poate totuși face opoziția în actuala situație, dincolo de demiterea guvernului, că asta înțeleg deocamdată misiune imposibilă, cu prezența acestui guvern. Foarte șubret, cu majoritate care astăzi este, mâine nu este, dacă nu vin doi deputați în Parlament. Dar, până ajunge acolo, dumneavoastră spuneați despre să fie 51 de voturi cu participarea Partidului Democrat. Pentru că evident că dincolo, deci dincolo de Partidul Democrat, cel puțin este evident că e nevoie de cel puțin voturi celor din Promoldova. Da, ar putea fi exclus necesitatea voturilor Partidului Șor. Pentru dumneavoastră este fericită această soluție? Deloc. Absolut deloc. Și alegerea este între a păstra un guvern care este incompetent, care este incoerent, care nu face nici ceea ce s-ar putea face chiar în această situație de criză, care lasă economia să se prăbușească, chiar o împinge să se prăbușească, care, iată, nu face absolut nimic ca să restrângă un pic numărul de oameni care se îmbolnăvesc, care, iată, are o ministră, păstrează o ministră care ne minte de atâtea luni că se fac teste suficiente, ceea ce nu e adevărat, care ne-a mințit că spitalele erau echipate și așa mai departe. Și a demite guvernul și după care să trebuiască să găsim o soluție bună pentru țară, un guvern format din oameni cum se cade, onești, care va fi susținut de deputații așa cum sunt ei în Parlamentul Republicii Doar Moldova. Doar susținut? De... Adică dumneavoastră chiar credeți în bunele intenții ale... Nu, eu nu cred. Promoldova? Nu cred în bunele intenții a unor oameni de acolo. Și, ce credeți că ar putea să facă ei în condițiile în care înțeleg că... Tot felul de chestii. Deci în momentul în care guvernul depinde de votul din Parlament, e foarte ușor să-l blochezi. E foarte ușor să nu susții anumite inițiative legislative care sunt foarte importante, nu știu, ca să pornești asistența externă, ca să vină banii, ca să poți să ajuți oamenii, ca să acoperi deficitul enorm pe care îl lasă Chicu. Deci sunt riscuri foarte mari și, clar, discutăm. Nimeni nu pune problema că nu discutăm. Dar, la moment, primul pas pe care trebuie să-l facem este să știm că avem 51 de voturi. 51 de voturi pentru demisie și 51 de voturi pentru a numi un guvern. Da, dar este important și ce fel de 51 de voturi. Și aici întrebarea foarte simplă este Plahotniuc sau Dodon? Ce este mai periculos pentru Republica Moldova? E la fel. Pentru noi e aceeași problemă. Și Plahotniuc și Dodon. Nu vedem nicio deosebire. E oarecum diferit. Bine. Cel puțin în cazul lui Plahotniuc care... este... deja consacrat titlul de oligarh a Republicii Moldova, recunoscut peste hotarele Republicii Moldova. Partea bună este că e departe, chiar dacă se au tot mai multe zvonuri că încearcă să-și recapete anumite pârghii pe care le-a avut până la plecare. Probabil nu, chiar dacă va vrea, nu se va putea impune așa ce cum fel s-a de pârghii? Impus. Prin instanțele de judecată, prin tot felul de instituții publice, oameni care au lucrat pentru el în trecut și care acum au înțeles că Igor Dodon oricum nu o să facă reforma justiției și nu este niciun pericol pentru ei ca să se pomenească în afara sistemului, așa cum exista pericolul atunci când noi vorbeam despre reforma justiției. Și acum s-ar putea să încerce să-și recapete niște pârghii. Pe de altă parte, vedem că și Igor Dodon nu rămâne în urmă, pentru că încearcă și el să obțină pârghii acolo unde încă nu a obținut. Nu știu ce fel de pârghii, cel puțin modul în care funcționează, acum reacționează la evenimente Procuratura Generală, nu oferă o claritate ce se întâmplă acolo.
Am văzut pe acest segment al justiției. Am văzut că și Igor Dodon se plânge că procuratura nu reacționează adecvat la cumpărarea deputaților, așa cum zice el în Parlament. Da, să spunem în că această seară, la un alt post de televiziune, tocmai avea o nostalgie legată de timpul lui Plahotniuc, pentru că atunci procuratura reacționa rapid. Și noi regretăm că procuratura nu se ocupă de corupția din Parlament, noi regretăm de asemenea că procuratura nu se ocupă de corupția de președinție, deci noi avem la fel regrete multe în raport cu cum funcționează avem corupție. Sistemul. Sigur că avem, noastră, nu ați văzut? Igor Dodon cu banii lui și cu banii lui Plahotniuc și cu toate schemele de corupție. Sigur, toată lumea înțelege, până și foștii lui susținători cu care ne întâlnim pe la nordul țării și prin alte raioane din țară, toată lumea știe și înțelege că el este corupt, este mincinos și este incompetent. Deci noi vorbim asta este de clar pentru toți. Corupt, adică de un act al corupției consumat sau care încă se mai consumă? Cu siguranță că se mai consumă. Deci ceea ce am văzut noi în videouri sunt lucruri care s-au întâmplat în trecut. Dar acum cine ar putea să-i mai dea mită? Acum schemele de corupție pe care... Da, despre ele o să vorbim un pic mai târziu, despre scheme de corupție. Păstrează. Poftim? Pe care le păstrează în continuare. Da, dar vorbim un pic mai târziu despre ele. V-am întrebat despre Plahotniuc și Dodon ce ar fi mai periculos. Mă rog, mă gândeam și din perspectiva donatorilor, partenerilor externi, pentru că cu aceștia va trebui reîncepute relațiile de colaborare în cazul în care se instalează un nou guvern la Chișinău. Și evident contează și în ce măsură ei sunt dispuși cu un guvern susținut de cineva sau de altcineva. Ori, acum îmi este greu să-mi imaginez cum americanii ar lucra cu un guvern votat cu voturile celor din Pro-Moldova. E foarte bună întrebare și cred că ar avea multe semne de întrebare la sprijinul pentru acest guvern și ce știu eu, ar cere unii deputați în schimbul votului pentru o lege sau alta. Dar credeți că ar avea rețineri, parteneri pentru o formulă? E greu să spun, cu siguranță partenerii vor avea mari rețineri în situația în care un asemenea guvern depinde de voturile lui Șor. Acest lucru a fost spus de mai multe ori, încă din 2019, imediat după alegerile parlamentare și nu contează cine e în guvern sau cât de profesioniști sunt și onești sunt oamenii din guvern, cu siguranță că au mari întrebări și au întrebări în raport cu aceste schimburi care se întâmplă, evident, trecerea dintr-un partid în altul. Ei întotdeauna au descurajat traseismul politic și sunt lucrurile complicate, deci nu e așa că, uite, sunt soluții și nu vrem să... Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim să vă întreb și despre o nouă expresie poreclă pe care au inventat-o cei din și o promovează masiv socialiștii, coaliția Sandu Candu Plahașor, ce înseamnă ea și de ce este tot mai mult vociferată de deputații socialiști. Dar asta după publicitate. Am revenit în studio, vă amintesc că invitata din această seară a emisiunii Cutie Neagră este Maia Sandu. Ziceam înainte de pauză o nouă expresie, tot mai des auzită, azi și pe Igor Dodon, l-am auzit zilele trecute, mai mulți deputați socialiști, coaliția Sandu Candu Plahașor. Ce e asta și de ce mai lipsește un personaj, dacă tot fac acest șir de cuvinte, numele lui Andrei Năstase, nu-l găsim aici. Asta este doar o repetare a acuzațiilor false pe care le-a adus Igor Dodon, mi le-a adus mie în campania din 2016, atunci când încerca să mi-l lipească pe Plahotniuc și toți oligarhii, în situația în care el beneficia de banii lui Plahotniuc, se întâlnea cu Plahotniuc. Plahotniuc a trimis toți oamenii lui și le-a spus tuturor
primarilor PD, după ce l-a scos pe Lupul din cursă, să facă campanie pentru Igor Dodon, și asta îmi confirmă absolut toți primarii PD cu care m-am întâlnit după aceasta. Și Andrei Candu a recunoscut până la urmă că așa a fost. Deci e exact același scenariu. Igor Dodon beneficia de ajutor, în schimb încerca să arunce noroiul. Nu, asta ne surprinde. Noroiul. Acum ajungem iarăși la alegeri și Igor Dodon, mă rog. Nu, asta surprinde. Neavând alte asta lucruri oarecum, pe care să le inventeze. Asta era oarecum de așteptat. Întrebarea era de ce lipsește numele lui Andrei Năstase de aici? Încearcă să-l menajeze? Nu știu de ce lipsește numele domnului Andrei Năstase. Știu doar ce încearcă să facă Igor Dodon. Să pornească mașinăria lui de împroșcat minciuni și să încerce să, cum am zis, să ne lipească pe noi la oligarhi în situația în care el a trăit în toți anii ăștia și în continuare stă pe banii furați de oligarhi de la oameni și împărțiți cu Igor Dodon și cu PSRM, cu Cornel Furculiță și cu toți ceilalți. Luați în calcul un risc că în cazul în care nu devine mai cooperant, mai implicat, Partidul Acțiunii și Solidaritate s-ar putea pomeni în afara unei noi majorități guvernamentale care s-ar putea crea? Deci poate fi creată o majoritate fără participarea PAS? Teoretic, da. Dar la modul practic nu cred că se va întâmpla acest lucru. Pentru că noi suntem parteneri cu platforma DA, noi avem obiective comune, deci... Ceilalți sunt și totuși platforma, da, este mult mai departe pe dumneavoastră, nici nu mai încearcă să ascundă, zic că i-ați trădat, i-ați lăsat atunci pe marginea drumului și acum nu ei vor să salveze țara. Nu am trădat pe nimeni, exact același obiectiv avem și noi, ca să demitem guvernul și ca să numim un guvern care poate să ajute oamenii să treacă mai ușor prin această criză și, evident, care să organizeze alegeri libere și corecte. Sunt exact lucrurile pe care le vedem și noi pe termen mediu, pe termen scurt și mediu, ca importante. Doar că nu avem în calea 51 de voturi, deci revin, nu e problemă de alt ordin, e vorba de a număra strict voturile și eu mi-aș dori ca platforma DA să pună mai multă presiune pe Partidul Democrat, pentru că acolo sunt voturile care lipsesc, voturile noastre sunt disponibile, dar nu, cred un partid al socialiștilor diluat într-o majoritate mai mare, credeți că devine la fel de, cum să zic eu, periculos pentru această majoritate? Atât de influent, atât de în măsură să dicteze? Eu nu cred într-o formulă cu Partidul Socialiștilor. Am spus că noi nu avem ce să discutăm cu ei și chiar nu văd. Ei au un singur scop, să-l ajute pe Igor Dodon să fraudeze alegerile. Ei nu vor ca să ajute ca țara să treacă mai ușor prin peste această criză. Ei nu, nici de cum, nu au obiectivul organizării unor alegeri libere și corecte. Deci, obiectivele lor sunt total contrare celor pe care le avem noi și platforma DA. Iată și un mesaj pe care astăzi deputatul Igor Munteanu, deputatul platformei DA, l-a transmis, nu știu, noi doar putem să ghicim cui s-a adresat prin acest mesaj, dar am să citez. Dacă sirenele politice, sirene între ghilimele, care cheamă pe cetățenii Republicii Moldova să ignore urgența strategică a schimbării guvernului Chicu își vor atinge scopul, atunci Dodon ar putea obține un nou mandat de președinte. E întrebare pentru mine? Bun, mai multă lume bănuiește că sirena sunteți dumneavoastră. Nu, eu nu cred că s-a referit la mine. În primul rând, pentru că eu nu am zis să ignorăm pericolul Dodon. Eu vorbesc despre pericolul Dodon de mult timp. Din momentul în care am scăpat de Plahotniuc și a fost clar că Igor Dodon este cel care vrea să ia locul, de atunci vorbesc despre pericolul Dodon și noi luptăm și o să luptăm și o să îl alungăm. Pentru că doar atunci o să putem să avem și noi, obținem și noi o șansă să începem să facem ceva în această țară pentru oameni. Dar la cine se referă nu știu și chiar nu vreau să mă apuc să comentez sau să mă dau cu părerea. O altă expresie pe care am auzit-o mult în ultimele zile, autorul este unul consacrat deja, poet al Republicii Moldova, conservii oligarhice pe dreapta. Domnul Dodon tot vorbește despre faptul, fiți atenți că pe dreapta tot aveți conservii oligarhice.
Nu știu. Aveți motive să vă temeți? Și nu mă interesează. Deci singura conservă oligarhică este el, pentru că el a tot mâncat din banii pe care i-au împărțit oligarhii cu el. Și acum face la fel, eliberând din închisoare alți oligarhi și încercând să-i folosească în luptele lui politice. Totuși, până ajungem la cei eliberați din închisoare, că vreau să vorbim și despre ei, totuși până acolo, există, aveți motive să aveți totuși anumite temeri că în cazul în care se schimbă un pic interesele în Parlament, ar putea pleca cineva de la dumneavoastră, nu știu. Cu siguranță nu pleacă nimeni de la PAS, cu siguranță. Deci categorii... nu aveți oameni vulnerabili? Nu, bineînțeles că nu, nici vorbă. Da, în platforma, da. Și nu cred că nici în platformă. Deci nu cred că există așa risc. Funcția de prim-ministru ar mai putea fi tentantă pentru dumneavoastră? Și în ce condiții? Funcția de prim-ministru este o funcție importantă, interesantă, onorabilă, dar nu vreau să vă dau un răspuns aici pentru că o să fie speculat că mă interesează sau nu mă interesează. E important să ajungă în funcția de prim-ministru un om care este capabil, care poate să construiască o echipă și care poate să conducă echipa și țara prin aceste vremuri destul de dificile. Și sunt oameni capabili în Republica Moldova. Nu s-a terminat lista la mine. Sunt mulți care sunt curioși să știe ce i-ar fi mai interesant, sau ce i-ar plăcea mai mult, mai sunt o funcție de prim-ministru sau una de președinte? Nu este vorba despre ce îmi place mie, este vorba despre niște realități. Nu aplic la un job să trec la un concurs. E vorba că trebuie să facem ordine în clasa politică, trebuie să curățăm clasa politică. Un președinte asta nu poate Moldova. Să fac. Un președinte poate să aibă un rol important în situația în care noi suntem acum. Deci în situația în care avem un parlament în derivă, format din tot felul de traseiști și deputați care și-au schimbat partidul politic, nu se știe de câte ori în ultimii ani. Unii dintre ei, chiar având recipise că au primit bani, și nu vorbesc doar de unii sau de alții, doar de o parte sau de alta, acolo sunt mulți, că au fost finanțați ilegal, că sunt implicați în tot felul de scheme de corupție. Deci, poate face un președinte? Poate face foarte multe. Un președinte poate, în primul rând, să consolideze instituțiile statului. Imaginați-vă, chiar așa cum este justiția noastră și alte instituții din stat care au rolul de a face ordine într-un fel. Imaginați-vă că oamenii cum se cade din aceste instituții și sunt oameni cum se cade în asemenea instituții, eu i-am întâlnit atunci când am fost în funcția de prim-ministru. Imaginați-vă că ei știu că au sprijinul unui președinte și nu timp de o lună sau de 5 luni, dar timp de 4 ani. Ce înseamnă să ai sprijinul unui președinte? Asta înseamnă, președintele nu are atribuții prea mari în Republica Moldova. Nu are mari, dar are atribuții în momentul în care președintele sprijină anumită reformă care pornește pe interior în această instituție, acești oameni vor avea mai mult curaj, mai multă încredere să meargă înainte. Ați vorbit despre sectorul justiției. În cazul în care avem un președinte independent care își dorește o reformă a justiției adevărată, dar avem un guvern care nu este angajat în același... Președintele numește judecători. Nu. Președintele doar semnează deci, pe niște momentul, decizii pe da, care le are CSM-ul. Și eu pot să vă spun că în momentul în care ai un președinte responsabil și vine cu pretenții foarte clare la CSM, de ce o persoană nu poate să fie numită în funcție pentru că este coruptă, pentru că a fost implicată în tot felul de abuzuri și întoarce aceste nume înapoi, în cazul în care oamenii care sunt înaintați nu merită să ajungă judecători. Și admitem că CSM-ul nu vrea să țină cont de părerea președintelui. Credeți că o să vină să facă impeachment? În primul rând că eu cred că o să fie mai greu CSM-ului după ce președintele face public acest proces și face publice motivele de ce nu poate să numească în funcții oameni compromiși, să numească în funcții de judecători. În primul rând, pentru CSM va fi mai greu. Dar
Uitați-vă câți Sambo, oameni compromiși. Nu vreau să vă contrazic, dar am să vă dau, am să vă citesc din realitățile Republicii Moldova. Noi am avut un președinte căruia anumite lucruri îi putem reproșa, însă nu putem să-i reproșăm faptul că nu a avut un interes personal ca în justiție să fie, să se facă oarecare curățenie. Vorbesc de Nicolae Timofti. Și tocmai în perioada domnului Nicolae Timofti au fost numiți în funcție și judecători cu grave probleme de integritate, numirii cărora domnul Timofti s-a împotrivit. Și CSM-ul a insistat și a venit a doua oară. S-a împotrivit până la urmă și da, atunci dar era... Dar nu mai putea face nimic în condițiile în care a doua oară vine CSM-ul cu aceeași candidatură, nu ai încotro, trebuie să susții. Și eu m-aș împotrivi. Și ce ar face impeachment? Pur și simplu nu aș semna. Și ar face impeachment? Vreau să-i văd cum fac impeachment pe această problemă, că nu vreau să numesc un om corupt în funcția de judecător. Dar cum vreți să rupem cercul vicios? Eu cred că așa poate fi rupt cercul vicios. Uitați-vă câți oameni corupți a numit Dodon în cei 4 ani de zile în funcție de judecători. Toate listele care veneau de la Plahotniuc erau semnate foarte ușor. Da, eu cred că astea sunt măsuri legale. Un pic extreme, dar legale, pentru ca să încep să particip la curățarea procesului. Și atunci judecătorii onești din sistem, când o să vadă atitudine corectă din partea președintelui țării, o să aibă și ei alt curaj ca să se bată în propriile instituții pentru procese corecte, pentru promovări corecte. La fel și în cazul procuraturii, la fel și în cazul Serviciului de Informații și Securitate. Sunt instrumente, chiar dacă prerogativele sunt limitate. În perioada în care ați fost prim-ministru, au fost numiri dubioase în sistemul judecătoresc? Sigur, nu prim-ministru semnează, dar atunci erați într-o coaliție. Trebuie să vedem ce a numit atunci Igor Dodon, dar lupta noastră a fost anume pe justiție și lupta noastră la CSM, care la un moment, așa cum e CSM-ul, a zis că își dă acordul pentru ca să fie scoasă imunitatea judecătorilor, după care vine Procuratura Generală. Și în momentul în care CSM-ul a fost gata să, să permită ca să fie investigați cei mai toxici judecători din țară. Atunci a venit Igor Dodon și a zis nu, trebuie închis CSM-ul. Și noi am ieșit și am zis că nu se poate să se facă asemenea lucruri. Păi iată, vedeți, deci clar că de aici a pornit și de aici a fost, s-a terminat parteneriatul politic cu socialiștii, pentru că socialiștii și Igor Dodon aveau cu tot o altă cauză. Dar așa se pot face lucrurile. Totuși, dacă vorbim despre justiție, ca să rămână la acest subiect. Ne-a să înțelege ce se întâmplă în Procuratura Generală. Pe mine mă bucură anumite declarații care iese din această instituție de disociere de politic totală. Vă rog, nu vă implicați, nu anunțați când venim noi în Parlament, o să venim când vom decide noi că este necesar. Sunt frumoase, corecte, le apreciez, dar dincolo de asta, fapte nu se văd. Am văzut că au ieșit niște oameni din închisoare, față de care unii există suspiciuni rezonabile în societate că nu sunt tocmai curate, dar asta nu înseamnă că pe aceste dosare concrete pe care au fost condamnați nu s-au făcut foarte multe abuzuri, să admitem. Dar dincolo de asta, astăzi Republica Moldova nu stă nimeni la închisoare pentru furtul miliardului. Nimeni. Șor stă cu dosarul amurat la Curtea de Apel Cahul. Nu s-a întâmplat nimic timp de un an de zile cu acest dosar, absolut nimic. Dosarul Bahamas, ne-a promis procurorul general că în martie vine să ne spună progresul, până în ziua de azi n-am văzut niciun progres pe acolo, cu transfugii în Parlament pot admite și vreau să cred că procuratura își face treaba și e clar că asta durează să documentezi dacă vrei să vii cu substanță în judecată, dar totuși, nu vedem nimic palpabil care să iasă din procuratură și să meargă în instanța de judecată, deocamdată din pușcării încoace vin. Eu împărtășesc că constatările și mai da, mult decât poate atât... Poate aveți semnare de interior. Ce se dezamăgire. Eu sunt chiar dezamăgită de ceea ce se întâmplă acolo. Singurele zvonuri pe care le-am auzit este că activitatea procurorului general este blocată sau că nu este lăsat să lucreze de către, tot de către procurori. Ceea ce mi se pare o scuză nu suficient de bună. Acești și procurori reușită. De ce nu o fac? Pentru că au alte... Asta este și întrebarea mea. În primul rând, noi de asta am promovat ideea unei evaluări externe,
Pentru că dacă se merge pe metoda tradițională, cu evaluările interne și cu curățarea sistemului doar prin mecanismele existente, asta o să ne ia 100 de ani până o să curățăm procuratura. De aceea noi am venit cu abordare un pic mai radicală, cu evaluare externă, pe care, din câte știu eu, actualul procuror general nu a acceptat-o sau nu a susținut-o. Credeți că ar fi fost astăzi o soluție fericită? Dacă era făcută ca lumea, deci dacă era bine intenționată, dacă reușeam să acum punem la punct... Acum, credeți că i-ar fi fost bine intenționată dacă, o soluție bună? Dacă reușeam să aducem evaluatorii externi, foști procurori și foști judecători din țări ale Uniunii Europene, evident că asta nu avea mari implicații politicul aici. Evident că Igor Dodon a oprit treaba asta numai pentru ca să nu se curățe sistemul. Dar dincolo, de fapt, indiferent dacă este adevărat sau nu este adevărat că sunt aceste blocaje și că sunt tot felul de grupări care încearcă fiecare mai departe să controleze situația, sunt cazuri tare importante și tare grave pe care trebuia să se vadă ceva progres, măcar pe un caz sau pe două. De ce? Și bănuiesc că interesul a procurorului general este... Eu nu cred că el nu vrea să se vadă ceva, să aibă ce să arate public. Deci și... să fii în așa hal blocat încât să nu poți face nimic? Dacă nu poți să faci nimic, înseamnă că nu ești bun acolo. Pentru că și dincolo de asta, pe mine m-au deranjat și declarații. Pentru că cel puțin declarațiile poți să ți le controlezi. Dumneavoastră ați vorbit de declarații pe care le-ați apreciat. Ultimele, eu, da. Eu am fost foarte deranjată, poate nu deranjată, dar dezamăgită de declarația pe care a făcut-o el în raport cu mituirea lui Igor Dodon. Deci, dacă domnul Stoianoglu ar fi fost sincer cu sine și ar fi analizat situații similare din alte țări, unde un înalt demnitar este văzut luând bani de la un mafiot, el știe că nu putea să iasă cu acea declarație de presă care să spună că e o chestie politică. Ce înseamnă chestie politică, domnule Stoianoglu? Dumneavoastră spuneți că este ok ca un partid politic care se finanțează din bani murdari la nesfârșit să participe în alegeri, să mituiască alegătorul, să-și finanțeze televiziuni de la care spune minciuni de dimineață până seara și să spuneți că asta este politică? Și așteptați din partea noastră, care facem totul corect și respectăm legea finanțării partidelor politice până la ultima virgulă, și dumneavoastră credeți că asta este corect și o să aleagă oamenii și corupția politică o să o curățe oamenii? Oamenii nu pot să o curățe dacă nu știu adevărul. Astăzi am aflat o chestie, am aflat că domnul Dodon nu a fost audiat nici măcar în calitate de martor sau nu știu de ce în acest proces penal care a fost totuși inițiat pe... pe secvențele astea video legate de sacoșă. Este curios să aflăm din partea Procuraturii Generale totuși cum au verificat ei această informație, dacă n-au discutat cu nimeni, pentru că în alte cauze, când se pornește un proces penal, cel puțin părțile implicate se invită ca să se discute cu el. Aici este foarte ciudat, în baza aceea au decis ei că nu-i motiv să deschizi dosar penal. Vyacheslav Platon, care a ieșit din închisoare pentru că a spus domnul procuror general înainte să se expună instanța, că acolo sunt foarte multe încălcări. A venit dumnealui la în cadrul unei emisiuni la TV8, a anunțat că se va lupta cu corupția și cu tot ce înseamnă injustiție din toate instituțiile de drept. M-am așteptat că de mâine avem revoluție în Republica Moldova, slavă Domnului că nu s-a întâmplat. Totuși el a dispărut după asta. Ce credeți? Ce a însemnat în general acest episod cometă? Cred că a doua zi i-au spus cei care l-au eliberat că a exagerat cu promisiunile și cu angajamentele pe care le-a făcut în numele tuturor instituțiilor Republicii Moldova și i-au sugerat să se liniștească dacă vrea să rămână în libertate. Eu cred că asta s-a întâmplat, dar asta nu înseamnă că nu are sarcini concrete și că nu a început să lucreze așa cum a lucrat și până atunci. Că dumnealui în trecut a prestat tot felul de servicii. Dânsul în trecut a lucrat tot pentru a proteja și pentru a promova tot felul de business-uri ilegale. Și acum credeți că face același acum, lucru? Probabil că își reia relațiile din instituțiile publice, în Parlamentul Republicii Moldova, prin instanțele de judecată, prin procuratură. Pentru sine? Și pentru sine și pentru alții, pentru cei care l-au eliberat, bănuiesc că are sarcini complicate.
ar putea deveni un fel de consilier din umbră pentru președintele Igor Dodon? Înțeleg că s-ar putea să se ocupe de păstrarea majorității, de subiecte importante. Am înțeles. Rămânând la procuratură, un pic am scăpat. Dumneavoastră, dacă cumva v-a interesat subiectul, bănuiesc că ar trebui să vă intereseze. Dumneavoastră, înțelegeți de ce nu există un concurs pentru funcția de procuror anticorupție și procuror șef PC Cox? Noi nu avem un șef, doi șefi ai acestor două procuraturi specializate de mai bine de jumătate de an. Nu am un răspuns. În mod firesc, dacă vrei să se pornească lucrurile repede și dacă vrei să ai echipe puternice, atunci trebuie să numești niște procurori pe aceste două departamente ale procuraturii sau cum se numesc ele și să îi lași pe oameni să lucreze. Mai ales procuratura anticorupție, acolo sunt foarte multe, nu știu la PC Cox, dar la procuratura anticorupție sunt foarte multe dosare care țin și de rezonanță importantă și de furtul bancar și de concesionarea aeroportului și de privatizarea la tutun CTC, da. și gările auto și evident și toate pe care le-am transmis noi. E clar că e nevoie noi. Să existe și un șef care să gestioneze. Luăm un șef nu interimar, că interimari sunt. Luăm încă o scurtă pauză de publicitate, după care vreau să discutăm un pic și despre domnul Plahotniuc, pe care îl așteptăm cu dragă Republica Moldova. Astăzi am aflat că dumnealui, între timp, încearcă să-și vândă niște proprietăți de prin Spania, încearcă să-și revindice banii din vânzări acestor active, un iaht, o casă sau o proprietate mare, plus 62 de milioane de euro într-un cont din Dubai. Am revenit în studio, ziceam, discutăm un pic și despre Plahotniuc. În sfârșit, autoritățile americane au confirmat, a ajuns cererea noastră de extradare acolo, o examinează, nu știu cât timp ar putea dura examinarea, dar în principiu, totul depinde de noi. Ce am pus noi în această cerere? Dacă am fost destul de dornici să-l aducem acasă, există motive să fie inițiat procesul. Dacă nu am fost destul de dornici, americanii ne vor spune nu, pentru că ei vor examina documentul, nu ce știu ei despre Vlad Plahotniuc. Dumneavoastră, cum credeți? Noi am fost destul de convingători. Eu vreau să sper că noi am fost destul de convingători, dar ca să fie clar pentru toată lumea, nu este vorba despre noi, este vorba despre procuratură. Da, autoritățile din Republica Moldova. Depinde ce a scris procuratura acolo, depinde cât de argumentat este cazul. Într-adevăr, pentru că acolo nu decide secretarul de stat al Statelor Unite, cel care acolo l-a declarat, pe Plahotniuc corupt și într-un fel a spus că nu și-a subordonat instituțiile de stat. Nu va mai elibera viză. Acolo este instanță de judecată care va analiza documentele și nu va ține cont de partea politică. Lui Igor Dodon îi convine să revină acasă Vlad Plahotniuc sub orice formă? Noi știm că Plahotniuc și Igor Dodon comunică și prin intermediul videourilor care sunt lansate unul câte unul, nu sunt lansate toate deodată, pentru că e clar că se încearcă un târg acolo și de asta aceste materiale compromițătoare târg sunt... pentru ca ce? Cu siguranță nu pentru ca să se îmbunătățească condițiile de viață pentru cetățenii Republicii Moldova. Condițiile din detenție Republica Moldova. Eu cred că sunt lucruri totuși mai optimiste pe care le... De exemplu, ce credeți că vrea să obțină... E greu să ne băgăm în mintea bolnava lui Plahotniuc, dar e clar că ceva încearcă să obțină de la Igor Dodon dacă tot... Ce? O participare la guvernare sau o renunțare la dosare penale sau ce altceva? Și multe chestii. S-ar putea să fie și pe partea de procuratură, deci să se renunțe și pe partea de averi și pe confiscarea averilor. Deci sunt multe chestii. Poate omul își dorește un rol în politica moldovenească, cu toate că dacă
documentele pe care le-a expediat procuratura nu sunt suficient de bune și dacă dosarul nu este suficient de convingător și nu va fi extradat, eu nu cred că Plahotniuc are motive să sau va pleca de acolo în curând. Pentru că el a acționat în judecată Statele Unite, statul, pe motiv că i-a fost refuzat azil politic. Deocamdată, în momentul în care el pleacă din Statele Unite, se pierde calitatea lui în acest proces. Deci el va rămâne acolo, dacă nu este extradat, va rămâne acolo până la finalul procesului de judecată. Și procesul de judecată s-ar putea să dureze o perioadă. Ziceți că există o comunicare dintre ei. Bun. Cu siguranță. Dintr-un sens o vedem, comunicarea prin aceste filmulețe, prin aceste recipise, prin tot felul de lucruri care mai apar în spațiu public. Dar, dincolo, cum are loc comunicarea? Păi, ei întotdeauna au comunicat, chiar dacă la public au făcut întotdeauna spectacol. Deci nu m-aș mira și sunt aproape sigură că comunică și acum. Cum comunică? Mă rog, prin instrumente de tehnologie informațională, cel mai probabil, că acum nu se pot vedea față în față. Dar e clar că se încearcă un târg acolo și o să vedem până la urmă. Două întrebări care, mă rog, interesează pe mai multă lume care ne privește. Prima este legată de soluțiile oferite de Ministerul Educației pentru revenirea elevilor la studii din toamnă. Întreabă mai mult telespectatori dacă credeți că sunt niște soluții bune sau identificați o soluție bună printre cele propuse de ministrul Șaru. Noi am văzut că ministerul a hotărât să vină cu un șir de soluții, arătând anumită flexibilitate și într-un fel lăsând la latitudinea administrației publice locale și la latitudinea școlilor deciziile. E și salutabilă această abordare, pe de altă parte putem să suspectăm cumva lipsa de sau nedorința de a-și asuma responsabilitatea totală pentru situație, dar din discuțiile pe care le-am avut noi cu oamenii din sistemul educațional în toate aceste săptămâni, e mare preocupare, în special în spațiul rural, pentru că tare mulți copii nu au fost școlarizați începând cu luna martie, pentru că nu au avut cum să fie școlarizați. Deci e tare mare îngrijorare că dacă din septembrie se revine la învățământul online, atunci noi pur și simplu o să pierdem un număr tare mare de copii care să rămână în afară. Și atunci asumarea responsabilității ce ar însemna? Deci faptul, eu cred că e nevoie de o abordare diferențiată. Adică? Dacă ești într-o localitate rurală unde ai zero infectări, atunci eu nu văd de ce nu trebuie, evident, respectând toate rigorile, să revii în sala de clasă. Să revii în sala de clasă cu un număr mai mic de elevi și să încerci să ai, să organizezi învățământul față în față. Cum adică eu cred cu că este un număr mai mic de elevi? Ce faci? Asta înseamnă să împarți clasele în jumătate și să organizezi procesul educațional dacă trebuie în două schimburi. Deci va trebui oricum să ne ajustăm. Nu e... Nu o să fie ușor, dar e mai bine decât să lăsăm pe copii în afara procesului educațional. Dar asta ziceam în localitățile unde e un număr mic de infectări sau de asta avem puține. În spațiu rural totuși e mai ușor și în spațiu rural e problema cea mare că copiii nu au acces la calculatoare. În orașe e problema mai complicată cu COVID-ul și dacă nu se schimbă guvernul ăsta, mă tem că nici la toamnă nu o să fim într-o situație mai bună. Dar copiii au mai mult acces și în oraș probabil s-ar potrivi mai mult o formulă combinată, dacă se poate. Poate sunt anumite ore care pot fi făcute față în față cu profesorul și o parte să fie făcute totuși online. Noi am venit, și în special pentru grădinițe, noi am venit cu această propunere în care am solicitat, inclusiv astăzi am înregistrat-o, în care am solicitat ca statul să compenseze parțial salariul părintelui care trebuie să stea acasă cu copiii. Adică totuși copiii să stea acasă grădiniță, de grădiniță. Dacă nu se reduce numărul de infectări, atunci asta ar fi o soluție. Evident că asta nu e o soluție. O altă întrebare, eu am să le iau mai repede pentru că mai avem puțin timp și eu mai am multe întrebări la dumneavoastră. Diaspora. Interesele diasporei apărate în Parlament, să zicem așa. O bună parte a diasporei are mandatele, sau o bună parte, deputații pentru diaspora sunt de la PAS, da? Astăzi vedem că majoritatea țărilor a închis hotarele pentru Republica Moldova, ne-am autosechestrat în via noastră națională, însă unele țări au
fost destul de flexibile, au oferit porțile deschise pentru alte state în care condițiile nu sunt mai bune, situația COVID nu este mai bună, în schimb au închis ușile, porțile pentru Republica Moldova. Sunt experți care spun că asta e pentru că nu s-a gestionat destul de bine și nu am avut noi niște diplomați prea buni care să convingă statele străine că lăsați totuși niște uși deschise pentru noi, niște excepții, cel puțin pentru, în cazul Italiei, pentru oamenii care muncesc acolo și care pot să demonstreze că nu sunt infectați. Deci nu blocați cu totul. Putea face mai mult de atât platforma Partidul Acțiune și Solidaritate sau blocul acum, mai mult de atât. Deci cele mai importante lucruri sunt totuși cifrele, pentru că oamenii și în special țările europene, ei se uită la cifre și în momentul în care îi văd cifrele alarmante, ne pun în categoria roșie și atunci suspendează zborurile, atunci interzic în genere intrarea din țară. Vedeți ce condiții au pus acum unele, că trebuie să petreci 14 zile în altă țară decât Republica Moldova, într-o țară cu indicatori mai buni, după care poți să vii. Deci cea mai mare problemă este administrarea proastă a crizei de sănătate. Dincolo de asta, da, evident, poate discuta și poate discuta în special Ministerul de Externe, dar oricât de bună ar fi diplomația, și nu zic că este bună, dar oricât de bună ar fi diplomația, oamenii se uită în toată ziua la cifre, pentru că sunt cifre raportate la nivel global. Cifrele acum cresc peste tot. Da, dar totuși la noi sunt cele mai grave. Raportate la 1 milion de cetățeni, cifrele noastre sunt cele mai grave din regiune. Și de-aia noi suntem în această categorie. Deci singurul lucru pe care îl putem face acum este să reducem numărul de infectări. În primul rând trebuie să-și facă guvernul treaba și în al doilea rând noi cu toții trebuie să avem grijă să nu ne expunem. Puteți face ceva pentru reprezentanții de asta? Noi discutăm. Deci am discutat chiar acum 2 zile și am discutat tot felul de idei cum putem face, ce putem face. E complicat în situația în care țara este notată cu roșu. Noi cel puțin, dacă am putea aici pe loc să determinăm această comisie să aibă o abordare civilizată. Pentru că oamenii când vin, cel puțin pentru cei care vin, oamenii care vin din țări unde numărul de oameni bolnavi este foarte mic, nu ar trebui să stea în carantină. Pentru că asta este abordarea peste tot în lumea civilizată. Numai la noi e o prevedere pentru toți să-i fie ușor lui Chicu și lui Dumbrăveanu. Foarte puțin despre prezidențiale, că înțeleg că o să mai avem timp să discutăm despre ele. Am văzut declarația pe care le-ați făcut astăzi, sau postarea pe care ați făcut-o astăzi legat de alegeri și modificări la codul electoral. Vă îngrijorează? Vă așteptați la potențiale fraudări ale acestor alegeri? Ce putem bănui că s-ar putea întâmpla la prezidențialele din toamnă? Deci este foarte clar, dacă acest guvern rămâne în funcție, va încerca pe toate căile să îi organizeze lui Igor Dodon alegeri fraudate, deci să fraudeze voturile. În primul rând este prima îngrijorare este votul din Transnistria, care a fost plătit masiv în trecut și avem informații că același lucru se pregătește acum, doar că noi îi spunem lui Igor Dodon să aibă mare grijă, că noi nu o să-i mai permitem să facă acest lucru. Noi cerem ca în Parlament să se modifice codul electoral așa încât să fie prevederi foarte clare care interzic acest lucru și la moment aceste prevederi lipsesc. Majoritatea parlamentară nu vrea să includem asemenea prevederi. Dincolo de asta, evident, sunt alte lucruri. De exemplu, în cod acum se micșorează rolul sau se propune micșorarea rolului observatorului în situația în care, dimpotrivă, noi ne dorim să consolidăm rolul observatorilor. A apărut o prevedere care simplifică modalitatea prin care se scot din cursă niște candidați și aici putem să îl suspectăm pe Igor Dodon că ar vrea să-și curățe drumul. Ei, acum pe cine? Să vedem cine sunt candidații, dar să aibă așa o posibilitate. Credeți că ar să meargă peste cei mari? Bineînțeles, sau e vorba să-i curățe pe cei mici? Eu cred că el este gata să meargă peste toți. Ați avea
un motiv să nu știu dacă e vorba că... despre noi sau despre... Nu contează. Trebuie să fie procedura corectă și nu trebuie ajutat Igor Dodon prin modificarea... Diaspora, dacă vine un alt val de infectări, de pandemie, iarăși, nu știu, izolări, carantină prin statele europene, acum dacă... pune în pericol asta... Sigur că există niște riscuri, dar riscurile astea sunt obiective. Dacă în anumite țări va exista un număr mare de infectări și autoritățile acestor țări vor decide că nu se pot petrece alegerile, sper să nu ajungem acolo și am toată speranța că lucrurile se vor clarifica până atunci. Dar e una să ai o decizie a autorităților de acolo și alta să iasă Igor Dodon și să spună a, da, am stați interes. Că noi s-ar putea să nu vă lăsăm să votați. Vreau să privim o declarație făcută de un coleg de-al dumneavoastră sau fost coleg de-al dumneavoastră din Parlament și după asta să un pic să o comentați. Pe cine vrea, credeți dumneavoastră, Igor Dodon în turul 2 alături de sine? Cine vrea el să cel mai comod adversar este Maia Sandu. Cel mai comod adversar, pentru că deja este un deja vu, așa. În al doilea rând, Republica Moldova încă nu este pregătită să voteze o femeie. Care parte vreți să o comentezi? Toată. În primul rând, eu am mai zis asta... E clar că în aceste alegeri prezidențiale vor fi mai mulți candidați pe centru-dreapta și e firesc să fie așa. Deci cei care cred că sunt cei mai potriviți... Să vă cotonogiți și, între voi? Noi nu vrem să ne cotonogim, cum spuneți dumneavoastră. De asta noi spunem că trebuie să avem o comunicare civilizată pe centru-dreapta și o campanie corectă pe centru-dreapta, să înțelegem cine este oponentul nostru adevărat și cine este oponentul cetățenilor Republicii Moldova. Ca fiecare să conștientizeze, să-și asume sau să semnați un act de neagresiune. Așa se fac alegerile peste tot în țările democratice. Există mai mulți candidați și în turul 2 se colaborează, se concertează eforturile. Deci eu cred că în primul tur toți cei care se vor înscrie în aceste alegeri vor putea demonstra că sunt cei mai potriviți, cei mai de temut contracandidați pentru Igor Dodon. Și cel mai de temut contracandidat pentru Igor Dodon o să ajungă în turul 2. Foarte important ca în turul 2 să putem să facem front comun și eu cred că este bine să facem acest angajament de front comun, indiferent cine ajunge de pe centru-dreapta, ca în turul 2 să putem să... Fostul dumneavoastră coleg de bloc. La a doua parte, dacă este gata Republica Moldova să voteze o femeie sau nu, eu am o părere mai bună decât el despre Republica Moldova. Totuși, un act de neagresiune în prezidențiale, semnat, asumat, înscris de către partidele de pe dreapta, e posibil? Sau candidații de pe dreapta, e posibil? Eu cred că este o idee bună să facem un angajament cu toții de susținere reciprocă în turul 2. În turul 2, dar în turul 1? În turul 1, din câte se vede, așa cum mai multă lume și-a anunțat deja intenția să candideze, cred că vom avea mai mulți candidați care Bun. Vor merge în primul. Să ai mai mulți candidați, la urma urmei nu e așa de rău. Nu Până este. La urmă, fiecare om își găsește candidatul care se potrivește Corect. Cel mai mult. Întrebarea este ce vor face acești candidați în acel moment. Se vor ataca unii pe alții, ca și cei care încă se mai gândesc să mai meargă la vot, să decide și ăștia că dacă toți se bat între ei, duc să naibii, mai bine stau acasă, sau își vor concentra eforturile împotriva unui, că toți spun că au un singur dușman. Eu cred că noi pe centru-dreapta putem să dăm dovadă cu toții de maturitate și să facem primul lucru pe care l-a spus dumneavoastră, să realizăm cine este oponentul nostru și să nu ne dăunăm reciproc în eventualitatea Candidatul Maia Sandu va veni cu o propunere să fie semnat un act de neagresiune între ceilalți candidați? Noi o să venim cu o propunere să semnăm un acord de sprijin reciproc în turul 2. Adică veți sprijini pe oricine ajunge în turul 2? De pe centru-dreapta, din partidele pro-europene, mă refer aici. Dar puteți să-l dați numele acestor partide pro-europene, ca cumva sunt? Da. Pro-Moldova este partid pro-european? Nu cred. Atunci haideți să spuneți niște nume de haideți, partide. Haideți, că eu nu vreau să las pe cineva în afara listei. Sunt și partide mai mari și partide mai mici. În momentul în care o să avem
această discuție și un proiect de document, acolo o să scriem și numele acestui. Dar cel puțin astăzi să fie clar că dacă ar trece în turul 2 un candidat de la Pro-Moldova? Nu. Nu. Alte câteva scurte întrebări. Din ce trăiește Maia Sandu? Din economii și care, iată, ajung în curând la zero. Cât de aproape? Cât timp nu mai... Dacă dumneavoastră, dacă luați declarațiile mele de avere... Eu m-am uitat, 30.000 de euro v-a mai rămas. Asta era la sfârșitul anului trecut. Deci acum suma asta s-a mai micșorat și, mă rog, până la sfârșitul anului îmi ajung banii. Nu aveți un salariu de președinte de partid? Nu am un salariu pentru de ce? Că... Pentru că nu avem suficienți bani la partid. Pentru că avem necesități, pentru că am avut un efort de donații în această pandemie, pentru că avem alegeri în față și pentru că nu avem suficienți bani. Mi se cred dacă ne spuneți, cel puțin este curios pentru oameni, cât cheltuie Maia Sandu într-o lună? Care este bugetul dumneavoastră? Așa, ca să vă spun foarte sincer, cred că vreo 600 de lei pe servicii comunale și tot ce ține de bine, plus 200 de lei pe telefon. Și în rest, cât cheltuie și restul oamenilor pe mâncare? E diferit. Nu, mă rog, în mediu așa. Cam cred cât? Că vreo 2000 de lei. În total? Și pe benzină. Deci cam astea sunt. Deci cam cât? 3000 de lei cheltuiți pe lună sau mai mult de atât? Nu, cred că cheltui mai mult de atât. Probabil cheltui vreo 6000, 5-6000 de lei pe lună. Am înțeles. Mai sunteți filată, interceptată? Cred că da. Da? Da. De ce? Pentru că oponenților mei le este frică și vor să știe absolut tot ce fac, dar n-au învățat în toți acești ani că degeaba umblă din urma mea și degeaba cheltuie resursele statului, pentru că ei cheltuie resursele statului pentru asta, pentru că nu au ce să descopere nimic compromițător. De exemplu, în toate... Ce vă face să credeți că sunteți... În toate localitățile astea unde merge poliția după mine. Și eu, și eu nu sunt deputat, pentru că altă dată veneau și ne spuneau că noi trebuie să păzim deputații, dar eu merg și fără deputat și oricum sunt acolo, merg din urma noastră și ne filmează și ne... Pentru ce? Nu e treabă, poliția nu are treabă în altă parte, acolo unde cetățenii au nevoie de poliție. Deci niște fricoși, Igor Dodon, evident. Da, ați mai scris cu... unde mers de procuratură? Am scris și am primit un răspuns de 2 bani și am renunțat la... aceste cercetări. Pe interceptare ați scris, dacă eu mi-amintesc bine, dar pe faptul că sunteți filată, nu. Bine, pe faptul că sunt urmărită deschis de poliție, am făcut niște adresări publice către ministerul, către ministru Voicu, care mi-a fost subaltern în guvernul precedent și nu s-au oprit aceste lucruri. Deci, în continuare, oriunde aș merge, poliția umblă de urma noastră. Doamna Sandu, vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Suntem pe final de emisiune, mă anunță producătorul. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Rămâneți alături de TV8, urmează știrile în limba rusă cu Iulia Budici.